Biblia vorbește despre Ioan Botezătorul care propovăduia venirea Mântuitorului Iisus Hristos, îndemnând pe iudei la pocăință. În toate bisericile ortodoxe, preoții fac aghiazmă cu care botează apele, oamenii, animalele și casele. În popor există o mulțime de tradiții strâns legate de ziua de bobotează. Sărbătoarea este dedicată purificării naturii și mai ales a apelor de forțele răului. Acum se colindă, se prevestește cum va fi vremea sau recolta în noul an. Potrivit credinței populare, animalele vorbesc în această perioadă, căpătând puteri neobișnuite. Peste obiceiul creștin ortodox de sfințire a apei și a locuințelor s-au suprapus și multe practici păgâne, cum ar fi afumarea grajdurilor și a vitelor pentru alungarea duhurilor rele, aprinderea focurilor pe câmp sau colindele însoțite de tot felul de strigături și zgomote. Toate acestea au drept scop îndepărtarea răului. Conform tradiției ortodoxe, de bobotează se mănâncă piftie și grâu fiert și se bea vin roșu. Tot astăzi, în localitățile așezate pe malul unui râu, se obișnuiește ca preotul să arunce o cruce de lemn în apa foarte rece, uneori chiar înghețată, iar câțiva flăcăi curajoși sar în apă să o aducă înapoi.